La Galați, fiecare își aprinde țigara unde îl apucă pofta de tutun, fără ca nimeni să-l tragă de mânecă sau să-l sancționeze. Potrivit unei recomandări a Consiliului Uniunii Europene, toate țările membre ar fi trebuit să pună în aplicare până la 30 noiembrie 2012 legi care să-i protejeze pe cetățeni împotriva expunerii la fumul de tutun în spațiile publice închise, la locul de muncă și în mijloacele de transport public. Teoretic și în România, de la 1 ianuarie 2013, fumatul este interzis în locurile publice. Medicii sunt primii care se bucură de aceste măsuri pentru că sunt cei mai conștienți de pericolul la care se supun fumătorii. Prin nicotină, dar nu numai prin nicotină, există foarte mulți factori în fumul de țigară care pot influența într-adevăr negativ sănătatea oamenilor, în special a tinerilor, ceea ce este foarte îngrijorător. Tineri, la elevii de liceu sau chiar mai mici, este foarte periculos, pentru că riscul ca să facă un cancer pulmonar sau ca să facă BPOC, deci broncopneumopatie cronico-obstructivă, sau alte boli pulmonare sau cardiace, riscul este foarte mare. Susțineți o astfel de lege prin care s-ar interzice fumatul în spațiile publice? Cu toată plăcerea, oriunde să fie interzis, e greu, nu știu dacă se poate să interzici cuiva să nu fumeze, dar trebuie făcută educație sanitară, trebuie făcută propagandă în școli, în facultăți. Eu, de exemplu, predau cursurile la studenții de anul 2, 3, 4, 5, de fiecare dată le reamintesc că fumatul este periculos. Mai multe studii publicate într-un raport al Comisiei Europene arată că mai periculos chiar decât fumatul propriu-zis este fumatul pasiv. De altfel, peste 79.000 de adulți mor în fiecare an în cele 27 de state membre UE din cauza fumatului pasiv.